În seara asta vreau să vă povestesc câte ceva despre filozofia mea de viață, despre cum trece omul prin viață. E o vorbă care spune: a trecut ca rața prin apă. Cum trece rața prin apă? Nu lasă nicio urmă. Pur și simplu, da? Urma se șterge într-o secundă după ce a trecut pe acolo. Așa e viața omului, așa suntem noi făcuți. Astăzi ești, mâine nu mai ești. Oamenii își amintesc sau nu de tine, mai puțin contează. În epoca antichității, mari eroi ai antichității erau obsedați de ideea de imortalitate, însă nu în sensul creștin al sufletului nepieritor. Sufletul, oricum, chiar și în doctrina greacă era nepieritor. De ce? Pentru că sufletele după moarte mergeau în câmpiile Elisee sau în Hades, în Tartar, în întuneric sau în lumină. Însă ceea ce contează pentru eroii din antichitatea greacă este modul în care reușesc să supraviețuiască în memoria colectivă. Adică scopul actelor de eroism este de a rămâne în istorie, de a rămâne în memoria celorlalți. Evident că e o formă de nemurire parțială, pentru că și istoria la nivel cosmic înseamnă nimic, adică civilizațiile apar, se nasc, cresc și dispar într-un final, decad și dispar. Deci nu se poate pune problema unei nemuriri autentice chiar și din acest punct de vedere. Și de ce am făcut această introducere? Pentru că de foarte multe ori oamenii sunt atât de absorbiți în tâmpenile pe care le fac, în scopurile lor meschine, mici din punctul ăsta de vedere al infinitului rece al universului. De ce îl percepem ca fiind rece și întunecat? Pentru că nu are repere, nu are limite, nu are niciun fel de tangență cu existența noastră. Suntem exact ca niște străfulgerări în noapte. Asta este existența omului. Dacă aș citit în Biblie Ecleziastul, acolo spune ce este viața omului. Se scutură, e vremelnică, cum e floarea câmpului. Însă, aceste vorbe sunt spuse, pe de o parte, pentru că sunt adevărate, dar în al doilea rând, scopul lor din punct de vedere spiritual este să ne facă să nu ne mai agățăm atât de mult de iluzia aceasta a vieții omenești. Budismul este și mai radical în această privință. Ei consideră că sunt căi budiste care spun că lumea, așa cum o vedem noi, nu a existat niciodată și nu există. De ce nu a existat și nu există? Pentru că din perspectiva realității absolute, ea nu s-a născut niciodată. Nu are materialitate, nu are o existență de sine stătătoare. Fiind vremelnică, temporară, chiar timpul fiind o iluzie, demonstrația completă a logicii budiste este că lumea nu există. Însă, evident că nu poți să trăiești într-o astfel de doctrină care neagă în totalitate existența aceasta a lumii fenomenale, a realității temporare, a realității relative, cum se mai spune, în opoziție cu cea absolută. Pentru că te întorci la povestea din Advaita Vedanta, în care un discipol învățase un capitol întreg dintr-un text din acesta al tradiției non-dualiste, și care spunea că totul este Brahman,
în rest nu există nimic altceva, că totul este o iluzie. Și el tot repetând lucrurile astea până când a ajuns la maică-sa acasă și maică-sa i-a dat un papuc în cap și a zis, și el a zis, au, mă doare. La care i-a zis, păi cum te doare dacă ceea ce afirmi tu că este o iluzie, e o iluzie? Nu, n-ar trebui să te doară, pentru că această suferință nu există. Și atunci se poate spune că existența și suferința inerentă existenței este reală în măsura în care considerăm reală existența în sine. Existența aceasta lumească. Iar cei care pot afirma că lumea în sine este o iluzie, sunt doar cei care au trecut dincolo. Desigur, astea sunt aspecte de filozofie în care e bine din când în când să ni le reamintim sau să le auzim, dacă nu le-am auzit niciodată. De ce? Pentru că creează un echilibru între implicarea asta aproape totală a omului în viața de zi cu zi, în această agățare, atașament de lumea asta cu toate valorile ei și care creează o suferință imensă în momentul în care suntem forțați de moarte sau de alte circumstanțe să pierdem aceste lucruri. De asta în budism sunt 8 valori fundamentale care sunt apreciate și consideră o veritabilă cale a renunțării. În budism, renunțarea nu este de ordin extern, cum poate este în alte tradiții. Gata, trebuie să, dacă renunț, mă apuc să donez toată averea mea săracilor, mă îmbrac în pânză de sac, îmi pun cenușă în cap și contemplu nimicnicia existenței umane. Nu, nu asta este calea. Calea în budism este mult mai subtilă. Renunțarea trebuie să fie interioară și să apară acolo unde apare de fapt cu adevărat atașamentul. Și anume întâlnirea între dorință și obiectele simțurilor. Cum se produce acest exercițiu al renunțării? Adică tu poți să ai în continuare o viață cu niște circumstanțe externe absolut banale. Să muncești, să ai familie, să ai posesiuni materiale, să-ți îndeplinești obligațiile conjugale, sociale, profesionale. Și cu toate astea să ai o renunțare perfectă în viața ta. De ce? Pentru că renunțarea ține de înțelegerea profundă a naturii iluzorii a existenței. Ține de un soi de stare de atașament față de această natură ultimă a existenței, de esența lucrurilor, esența tuturor lucrurilor, Dumnezeu sau cum vreți să-i spuneți, da? Realitate ultimă, nu contează, este același lucru. Și sunt 8 semne care denotă că o ființă a atins această stare de realizare practică a contemplării naturii ultime, în raport de care natura aceasta relativă apare ca fiind iluzorie. Prima este detașarea aceasta, primul semn este detașarea față de, sunt 4 perechi a câte două fenomene care apar în om. Prima este atașamentul față de câștig sau pierdere. Da? Orice om este atașat de câștig sau pierdere și suferă când pierde și aleargă după câștig. Da? Este absolut normal. Semnul unui om cu adevărat spiritual este acela care privește cu detașare. Detașarea nu înseamnă indiferență. Detașarea înseamnă că ești detașat de aceste aspecte, însă în același timp ești detașat de ele pentru că în realitate ești atașat de realitatea ultimă. Adică pui pe primul loc și prețuiești această expresie a infinitului din tine, da? Care este realitatea spirituală.
Și deci primul semn care apare când ai realizat această formă de contemplare a existenței din această perspectivă este că nu mai ești atât de agățat de ideea de câștig sau pierdere. Desigur, îți dorești să câștigi, desigur îți dorești să nu pierzi, însă nu te mai afectează atât de mult. Realizezi natura iluzorie și tranzitorie, de fapt, a acestor două stări ale existenței, câștigul și pierderea. Apoi al doilea ciclu este, al doilea aspect care apare este acela că devii un pic mai puțin atașat de ideea de confort sau disconfort la toate nivelele, fizic, mental, nu te mai afectează atât de mult confortul și disconfortul. Apoi este atașamentul față de faimă sau renume și pierderea faimei sau renumelui sau ponegrirea, da? Îți pasă mult mai puțin și suferi mult mai puțin dacă ești ponegrit sau lăudat. Da? Iar ultima pereche de contrarii sunt cele referitoare la poziție socială, la putere. Pentru tine ajunge să nu mai contezi atât de mult dacă ești pus în fruntea mesei sau ești pus la coada ei. Dacă ți se dă puterea supremă pe mână sau ești deposedat de orice putere lumească. Aceste lucruri de fapt denotă la modul real că ai atins această stare de echilibru în care treci carața prin apă, exact ce spuneam la început. Că ai ușurința penei care scrie pe apă. Asta este o altă expresie care este folosită în textele canonice budiste. Și în acest mod, practic, tu îți îndeplinești toate obiectivele la fel de bine, poate chiar mai bine decât dacă erai agățat, încrâncenat, plin de suferință sau de atașament de toate aceste lucruri. Însă, pe de altă parte, dobândești dimensiunea aceasta a libertății. Pentru că frica de pierdere, mai ales chiar și cei care, să știți că oamenii care au cele mai mari frici de pierdere sunt cei care au cel mai mult. Nu există om care să se teamă de pierdere mai mult decât bogatul, decât cel care are. În lucrarea Tao Te Ching, Cartea Transformărilor din tradiția taoistă, se vorbește despre aceste lucruri, despre cel care, având, se teme să piardă. Cel care are momentul de fericire atunci când dobândește obiectul dorinței, însă apoi, imediat după aceea, apare spaima, frica de pierdere acelei satisfacții, acelei bucurii a posesiunii obiectului dorit. Și gândiți-vă că toate aceste aspecte sunt cele care lasă urme adânci în sufletele noastre, care ne fac să ne simțim învinși după o viață de luptă sau învingători, însă sunt mult prea puțini cei care sunt învingători. Și iar victoria lor este de mică durată, pentru că întotdeauna urmează declinul. Moartea răpește orice posesiune am putea dobândi în această viață, indiferent cât de glorioasă ar fi o existență. În final ea se termină. Moartea este supremul cuceritor. Și din punctul ăsta de vedere spuneam că nu există învinși sau învingători în lupta cu viața. Foarte mulți ori să spună, bine, dar totuși ce bucurie mai ai în viață? Unde mai este satisfacția de a trăi, savoarea aceea vieții, dacă tu trăiești în această stare în care îți refuzi bucuria de a te bucura complet de izbânzile tale, mai simți că trăiești? Răspunsul este, și încă cum. Pentru că, în realitate, a te bucura de viață în mod complet, a gusta toată această savoare a existenței, nu are nicio legătură cu atașamentul. Însă, până când nu trăiești în această stare, nu realizezi
aceste lucruri. Ba, mai mult aș spune că cu cât realizezi efemeritatea unei izbâni sau a unei realizări, cu atât bucuria și satisfacția sunt mai profunde și durează mai mult ecoul lor. În fine, trebuie să închei aici pentru că am ajuns la destinație. Vă urez o seară minunată.